Și noi știi să stricasă un ștecher la o pompă de apă și am primit un telefon de la o vecină că Mirela, dar ai auzit ce s-a întâmplat în sat? N-am auzit, ce s-a auzit? Băi, uite, vino și tu aici la pod, îi zici, la noi, îi zici podul la Maftiucă, așa îi zici. Că e unul băgat într-o valiză, l-au găsit licușor al lui Chiriac, așa îi zici, l-au găsit acolo, că mirosea urât, l-au găsit și Ciprian. Păi să fie. Și ne-am dus noi acolo un pic, așa cum știți, ca la bârfă, cum se spune, dar... Da, n-am stat mult, am încălzit așa și mirosea urât, am plecat, n-am, am plecat acasă. Am auzit când, auzisem când, s-ar fi întâmplat sâmbătă, m-am dus și am urmărit camerele video să văd, am dat desfășurător înapoi să văd și am văzut ceva umbre așa, să văd cine că nu trăia. Dar eu întâmplător mă jucam cu el, cu Teo aici, mi-a arătat ceva pe un monitor. Bună ziua! Și am auzit pe stradă cum ar fi târit ceva de plastic așa, o navetă de plastic. Hruș, 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 hruș. Ce s-a auzit bă pe stradă? Da, să ies în drum să văd pe aici? Nu mă, nu mă interzune, eram așa de curios. Asta e tot ce să vă zic, mai mult de atât așa și se vede pe camerele video că nu era aprins lumina stradală, cum se spune. Aici s-a văzut o umbră, când a trecut pe drumul ălalt, m-am o cameră și în spatele drumului. S-a văzut în lung cum îl tăria ceva de genul ăsta. Se vede trollerul cum îl tăria la 10 și 10, 22 și 10. 22 și 7 minute a fost aici, 22 și 10 au ajuns acolo. Aveți idee cine sunt? S-a auzit? Nu, no, nu-mi dau seama, nu. Eu vă mă rog să mă crezi, eu nici nu ies din curte, că am stupi, am activitate.